Salutare, tovarăși! Bine ați venit la încă un set de Dark Souls 2 pe McWinelot, cu McWinelot parola. Pentru români? a trecut ceva timp și uita cum merg controlele. Dar m-am luat de niște chestii între timp. Alebarda de Mastodon, de incredibil de mult damage, dar nu are chiar același... pizda mătii. Nu are chiar același atacul pe care l-are alebarda. În principal. Aha. Da. Atacurile n-are împunsătura pe care o are alebarda. Ceea ce e o problemă dacă ne batem în credit. Parcă mai aveam ceva, dar nu mai știu. Hide Lance. Parcă, dar nu mă țin minte exact. A, da, Claymore-ul. Am descoperit în sfârșit ce tip de armă e Dragonling Sword-ul. Claymore. Același tip de atac. Și avem două arme la fel, numai că Dragonling-ul nu poate fi abordat simplu. Înainte să mergem unde a rămas și să ne plângem că Halloween a făcut deja două seturi până am mai făcut eu unul, ceea ce e trist având în vedere cât de des se uploadează Halloween. Oh. Da, mâță, da. O să luăm un inel. Sau nu? 5800, ne trebuie inelul ăsta. Can hear the voices of foes. We want it. Nothing suited you, I... Well, that's disappointing. Din păcate, nu ne permitem. Trist. N-am suflete? Puteam să iau. Serios, n-am suflete. Mă duc să vânez suflete atunci. Bârâbâ, toată lumea. Nu a durat foarte mult. Am fost până în Iron Keep. Am omorât ce era în drum de la de la al doilea foc de tabără până la focul primordial de la boss. Cam 7-8 din amici. Fă, unde ești? Oh. No, I'm not. Da. No. M-aș aștepta la mai mult dialog la mânță, dar se pare că nu. Red Eye, nu. Nu. Ring of Whispers, da. Restul ne trebuie. Poate câte avem? Două? Luăm câteva. Să ieșim niciodată. 7. Bun, bun. Satisfied? Foarte. I-am pus înapoi basca veche. Pentru că arată mai puțin stupid. Și pentru că mi-e lene să nu fac grind dacă pot să fac grind. Adică, de ce să nu am ceva care îmi crește șansa să găsesc iteme de la inamici? 8.000. Ce putem să facem noi cu 8.000? De sufătă. N-am luat nimic interesant. Bun, ce ne trebuie nou pe viitor? 25 stamina, dexterity de fapt, ca să pot să folosesc arcul mare. Săgeți, am destule? Nu, răspunsul este nu, 244, nu. I'd given you up for dead. Nu tu. Trebuie să începem la... La McDuff. Ca să ne luăm încă 200 și ceva de săgeți. 479 trebuie să fie asta. Chestia distractivă, mi-am luat Smelter Demon's armura. Armura de la Smelter Demon. Și arată stupid. Am luat și arma de curiozitate, dar și are un atac special. Adică arată cum arăta armura pe Smelter Demon, cu excepția că pentru o armură care are o un weak spot la stomac, arată destul de stupid. Costat mult, dar am vrut să văd cum arată. Și comparativ cu ce avem, rezistă destul de bine, adică... Și surprinzător, Alone Knight's Armor, plus 6, are mai multă rezistență la foc. Tu mă întrebați de ce nu, de ce? Și bineînțeles e mai ușoară. Dar nu, vrem mânușile de Jester. Pizda mă.
Ne, n-avea nici face. Ne, suflet. Ok, în fine, să mergem unde eram. Teoretic ar mai fi un loc. Bine, teoretic, practic, e mai un loc unde putem să mergem și este... Nu... The Gutter, dar nu încă. Trecusem de... Da, trecusem de pădure. Pădurea ticăloșilor invizibili. Și în caz că n-am spus la trecut, am și descoperit de ce preferăm Scott-ul Dragling față de Tower Shield, pentru că e mult mai ușor. Și cu Tower Shield trecem peste limita de 70% unde să facem roll-uri grase. În fine, am verificat să văd dacă merge audio cum trebuie. Și merge. Am restartat jocul ca să fie tot mai ușor. Și acum continuăm în zona plină de ticăloși. Am văzut deja cum arată zona în mare. Deci trebuie să... Pot să mă descurc. No. Da. A? Ce ciudat sună. În fine. Arată interesant zona asta, dar mulți s-au plâns că zona ar fi oribilă. Suntem aici. Nu, nope, era să cad jos combo. Am dat controlele. De una acolo, să ne asigurăm că nu e nimic. Bun. Ah, da, da, da. Mi-am să amintit ce sună oribile. Spune că pot să sparg. Da, e plină de... De oale care... Care-i cuvântul? Te blestem. Da? În râsul ăla de la auziți, sunt oalele care... Dacă l-auziți, cam... Cam încet, sunt oale care blesteamă. Ușă secretă? Da, cred că l-auziți checatul ăla. Îmi place că pot să le spar cu arcul. Sujo! Bineînțeles, pentru că-s butoane de ticăloși. Te-am atacat? În caz că e o capcară, totuși. Nu mai țin minte exact ce am văzut. Știu mare ce am văzut. Okay. Nici o capcană. Magic Bolt 10! Eu sigur folosesc arboletele. Deci da, te blesteamă în caz că ați uitat ce face blestemul. Blestemul te face undead și îți ia o poțiune din viață. Și dacă ești deja undead, îți ia o poțiune din viață mai mult. Și mai mult, și mai mult, și mai mult. Că te omoare. Și bineînțeles, sunt amuzant. Se amuză foarte repede. Sunt enervante. De asta încerc să-l iau cu arcul de aici. Pe cât posibil. Nu-i. Sojo! Am un arc. Și mă uit aici, mai e ceva? Dacă cad aici, mor. Nu, ok. E drum. Dă. Dă. Deci dacă mergem pe aici jos, dăm nas în nas cu... A, nu. Nu, 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 nu. Știu ce acolo. Dăm nas în nas cu ticăluși invizibil. Nu. Nu. Am uitat pe unde am venit. Să mai întâmplă. Shit happens, da? Am trecut o vreme. Am avut alte jocuri. Alte probleme. Jos am fost. Acolo ieșim. Eleu. Dar ne. Acolo. Ba. Cam putea să mergem acum. Vreau să merg acum. Nu, că poate ratez săritura. Nu, hai să luăm cum trebuie. Teoretic, curățăm zona. Igiene, uitând după putoaiele măsii. Bine că le auzim. Știm că sunt zona. A, da, și un ticălos cu o travă. În caz că nu v-a dat seama, adică nu ticălos cu travă, pisteamă de cameleoni uriași, cu ochii bolbocați. Nu. Nu. Du-te în măta. Sujo.
A, da, și lei sau berbeci. Mi-e împărat berbeci și am văzut un video, poate tot mai ad aproape. Știam eu că n-am destul de săgeți. Sergio! Mai e vreunul? Mai chicote careva? E? Și un an cu vor să ne asigurăm că nu e. Bun. Ok. Da, bun. Deci, în caz că nu vă dați seama, cameleonii sunt chestiile care tot pietrifică animale, oamenii pe aici. Salutare, domn Berbec! Au, că nu pot să-l blochez. Au, Jesus! O, oh, cu tata! Uh-oh! Yup! Oh! Că străi! Stai să mă... Stai! Pace, pace! Așa, stați unul în altul. Toți berbeci, se drăbești toată ziua. Și lovesc ca un tank. Sau sunt lei? Bă, sunt lei. Oh, Jesus fucking Christ, frame-urile mele. Voi cu pletele voastre, voi știți să vină. Spune-mi că a dat ceva, nu a dat nimic. Oh, Jesus, come on. Jocule, cooperează cu mine. N-am făcut mare lucru. The fuck? Nu, n-am ce să scot. Totul pe mine, pe low, pe very low. Neoptimizare și transformatorul meu prost. Breeding Serum, Human Effigy 3, bun. Sincer, nu vrem să vine berbecul ăla când ne bate în cutie călos uriaș. Așa că berbecul... Ei, să te facem un... Un arici. Serios, 18... Uh-oh. Uh-oh. Nu. Lasă-mă un pic în pace, am văzut ceva. Nu fi rău. Am văzut ceva care râde. Ok, acum putem să ne... Ok, deci... paratul nu cred că merge. Scuipă! Ho-ho! Și acum fugim! Fugi, că... Face asta. Fugi, meta. Încă una! Nici un... Aoleu. Da, Dragon Bone pietrificat, da. Nu, ce mă blesteamă? Serios, și ăla mă blesteamă. Toate mă blesteamă aici. Sincer, nu cred că... Da. Trecem la arme mai adevărat. Îmi plac alebardele ca idee, dar se pare că nu prea merg. Nu, scutul. Oh, căcat. Ok, unul aici. Una să... Am văzut... Aia. Hai mă, hai. Serios, și tu... Pista, mătii. Om, pizda mătii. Împuțit, m-a blestemat. Pare că și ăștia au curse damage. Că da, să fie împuțiți până la capăt. Tu! Futorex. De ce era aici? Nu e nimic aici, de ce era aici? În afară de... Ce e în butoaie? Nimic. De ce nu-i nimic pe cadavrul ăla? De ce? Yeah. Deci da! Lei! Sticăloși. Ui secrete, canci. Lei sunt niște ticăloși care atacă, dă și ei blesteme. Ce e acolo sus? Copacul ăsta par normal. Știi ce? Naiba știe ce mai e pe lângă voi. The fuck? Așa că vă iau frumos pe toți cu arcă. Am arc, am luat săgeți.
Și mi se... Îți atrag cu atacul celălalt. Mi se rupe de voi. Problema e că săgețele de lemn nu sparg butoaiele. E, oricum îți petri. Cred că aia... What? Ce-i acolo? Tip, luăm ce-i aici. Life gem. Căcat. Știam că aia se rupe. Dar am uitat exact unde. Aha, n-a fost așa de dificil. Frame-urile mele toate. Pizda mamei mătii, ce mănâncă aici frame-uri? The fuck? Zidul ăsta de textură joasă? It's locked. Căcat. Jesus fucking Christ. Ok, come on. Da, chestie distractivă. Bălțile astea portocalii distrug armura. Și echipamentul. Și umană frame-uri. Remove. Sau poate nu. Poate armele. Dacă ținem arma în cască. Remove. Să ne arătăm pielea noastră de undead. Jesus. Ok, pare safe-ish. Știm unde dă. Și e unul acolo. Înțeles că e unul acolo. Auci, 12 frame-uri. What the f... No. Te-ți schiurea, mă, what the fuck. Pot să pun scutul. Pot să pun scutul mare, tower shield-ul, și să-l pun, să-l stocolesc cum trebuie, fără bălțile de vină. Și cum ajung la tine? De frame-urile mele. Dextory scade la cu 10 frame-uri din câte am normal pe aici. Jesus Christ, cred că o să sar bucata asta de înregistrare, din păcate. N-am frame-uri și e foarte enervant să fac o greșeală, așa că ne vedem la boss mai bine. Sau la persoane interesante, vedem cum vine. Da, ticălosul ăsta. Yep, e un pietrificat. Și da, tot un ticălos e după ce-l înviem. Au, pizda mătii. De ce naiba nu vă blocați? Funky. E dat ok. Pare că ne trebuia. Am life gemuri. Am frame-uri. Și moarte. Sau nu neapărat acolo, dacă... Da, ok. Ne-am întors de unde am pornit. Și n-am idee cum să ajung la... La tipul în scaunul cu rotile. De ce ne duci tu în jos? Ho. Wow, ca să fii iritant, să-mi dai mie impresia că e ceva pe aici, ușă secretă, nu. Bun. Bun. Dar pentru că n-am murit și n-am resetat bonfire-ul, tot ce am curățat, e curățat. Și am putut să mergem relativ ușor. Ce am fost acolo, nu știm cum să ajungem la tipul de foc. Eee, ok, whatever. La. Prisna mătii de vremuri. Deci da, ne vedem la poziții interesante. Nu o să pornesc înregistrarea constant pentru că n-am frame-uri. Vorbind de persoane interesante, de asta avem inelul. Ok, nu cred că găsim ceva interesant. Dar n-ai zis că bun în jos. Aici era o insectă de... De. Și da, am fost blestemați de niște putoaie de 2-3 ori în drum pe aici. Era o șopârlă de titanită, da? Care am tot ratat-o că sunt bău. În serios, am dat de 3-4 ori pe lângă ea cu sabia, dar s-am trecut pe puta de baseball.
Oh, căcat că n-am terminat dacă ești... Ok, nu ești. Nu ești nimic. N-am verificat dacă ești nimic. Aici avem Dark Sight. De acum o să folosesc eu așa ceva. Sper că mi-am făcut, mi-am pus inelul bine. B. Să te durai pe B. De ce nu? Teoretic ăsta ar trebui să fie, dar pentru că nu sunt sigur. Hello, domnul scorpion. Human, are we? Da. This is no place for you. Be gone. But, shit. Are you not afraid of me? Ba da. Humans rarely come here. Those who do, turn back when they see me. Or make an attempt on my life. Pot să fac și asta mai târziu dacă vrei. But you are different. Da. We once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Eventually, he drove himself mad. Yeah, toți fac asta. It was at the peak of this madness that he conjured up we strange creatures. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Persoane scorpion, poate? Nobody knows when we were born. Or where our master has gone. Born? This the only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. E sigur că am impresia că dacă n-aveam inel, nu puteam să vorbesc cu tine. Și ce exact v-a născut pe voi, a? I wish to ask a favor of you. I want you to kill my betrothed. Okay. Once, I always found her at my side. But as time went on, things went awry. She became violent, raging uncontrollably. Eventually, she came after me. We have been locked in combat ever since. Okay. We seem to be at a standstill. The wounds we exchange are never lethal. I was born of my master's madness. Perhaps this is some curse. I will be sure to assist you in return. Okay. The past is a distant my name was Tark. That is all that I remember. Tark. Pentru că e un mascul scorpion, teoretic. Are acum punsătorul mult prea mic. The past is a distant man. O să purtăm inelul ăsta în caz că... În caz că vedem o chestie, două chestii. Eu! Am pizda mătii. Uh-oh. Not fucking cool să supraviețuiți la una din astea. Well, so much for the baseball bat. Dark Sight. It's not a dark sight, is it? O halebardă. Meh. You've seen one. Ai văzut pe toate. Văzut unul, ai văzut pe toate. Da, are Dark Attack. Ne, poate fi upgradată, ok. I-A-O-U. Ok, mergem cu măciuca. Cu măciuca magică, da, ok. Deci am vorbit cu tipul, teoretic ne ajută acum la boss. Care, după cum ați ghicit, am în vedere că e nevastă sa. Mai e unul acolo, câte Flagon Bunch am? Nu mai am?
Then I buy a flagon branch of yours. Dark pine. No. Mouse, bătă. Una. Mai am una. Serios. Vremurile mele toate. Ne vedem la boss sau cât mai întâlnesc ceva interesant. Nu, și nici nu mă ajută. Deci nu e de la înregistrare, e de la zona asta. Pur și simplu am drop-uri de frame-uri incredibile. Și da, ticălosul ăsta rezistă la orice. Deci chiar n-am idee cu ce să fac damage ca lumea. Așa că trecem la Claymore. Rezistă la măciuci. Am rămas fără fragrant branches of yore. Nu mai am niciuna. Dacă mai întâlnesc cu unul, am cam pus-o. Că n-am ce să-i fac. Am pizda mătii de frame-uri. De ce e zona asta așa de puțită? Oh, tu vrei să nu stai acolo? Da, ok. Aha. Wow, ce super poziție ești tu. Ok, deci bine, asta inenul nu ne ajută la nimic. Plus și face zgomotul ăla stupid. Da. Am primit un chestie. Am pizda mătii, serios? Deci și fără să înregistrez totul așa face. Și nu știu de ce, pentru că e un PC port de căcat. Nu de căcat, primul a fost de căcat, Dark Souls 1. Ăsta e mai de căcat. Mai puțin de căcat, dar tot e de căcat. Și pe aici ajungem... cu frame-urile lui Măta n-am văzut groapa în timp. Fuck me, și-am înviat ăia toate căcaturile, mama mă zic. Da, cred că ne vedem la boss ca să am timp să fiu atent. Sau al personalului, să gata, nu mai înregistrez dacă găsesc ceva interesant. Am destule probleme cu frame-urile pe aici. Și jos era un cufăr, Black Knight Halibard. Da. What does he do? Sincer a fost aproape, dar nu vreau să reviu tot să... What? Ce? Cât cere? Da, cere... Cere 26 de dexteritate, ne... Arată interesant, cel puțin. A, o halebardă chinezească, dar nu ne interesează. Ok, continuăm cu... Aha. E sigur? Ok, fine. Trebuie să înregistrez asta. Eșuările mele de sărit. De asta era poziția aici. Tu, știu că el acolo mi se rupe primul în gusta. Călosul. Ușor. Și parem. Două lovituri, dar și tot două lovituri să-mi dea mie. Okay. Ești interesante. Crezi că scap de data asta? La. Nu, spun că este nu. Te-n măta. Te-n claimer-ul. Bolstone, n-am idee ce e. Și-am mai luat una de undeva. Nu vine. Ce prost am dat, ok. Se pare că regele leu e mai tare decât ceilalți. Este slas. Și tot nu ne-a dat nimic ticălos, că okay? N-am de să nu fie un ticălos. Vreau să urc acolo. De ce nu mă las să urc acolo? Acolo nu cred. Cred că pe acolo se moare dacă mă duc. Aproape sigur pe acolo se moare. Ah, pe aici. Nu, pe aici am fost și nu e decât... Well, o șopârlă. Aoleu, cu tata. E, nu, nu e nimic, what the fuck? Poate nu se ajunge acolo, poate nu, cine știe. Ok, acolo am fost, ne întoarcem înapoi sus. Și cred că am găsit intrarea la moș. Personalitatea cu inelul lucrat. Unde n-ai bești? Ok. Ce ne așteaptă jos?
Nimic, 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 nimic. Bun. Cât de periculos ești? Deloc. Bun, ce-i în cufăr? Ah, vremurile moale toate. Ziciunea asta e oribilă pentru ele. Homing Soul Mass. Magie pe care nu o să folosim în veci vecilor. Au ceva pe aici? Nu, decât tu. Look how far this undead has wandered. And a very fit undead you are. Cum ai mai ajuns tu aici? To alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared for a deeper dark. And like every undead, you have no future. Promisiuni, promisiuni. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. But if you find a need for a truer dark, then meet again. We shall. Cryptic bullshit, okay. The dark is still nascent within you. May the dark shine your way. Atât? De da. Deci, probabil... Probabil, aproape sigur, e un magician de dark magic. Curses, blesteme, căcaturi. Magie înjunecată! Nu, l-am omorât, așa. Pentru că pot, ca Mark. Nici n-am mai văzut de lei. Și mai au o statuie, un leu statuie pe care n-am cum să-l deblochez, că nu mai am iarbă. Și n-am fost acolo, trebuie să mă duc aminte să mă duc acolo. Cumva, pe undeva, cred că pe acolo, da, să fiu mai atent. Și ajungem în secțiunea asta unde rămurile noastre, cum? Pe aici? Ok, da, e ușă. Oh my fucking god, de ce? Nu-i nimic aici. Sunt cadavrele, probabil cadavrele lei cu pletele lor în vânt. Jumping puzzle, yay, woo, bine să cred că am reușit-o. Am dat-o dat în tine cu arcul și ne-am convins că nu ești, dar cine știe. Scutul sus, că poate o capcană. Deci ajută numai la o capcană, la aia cu săgeți. Titanite Chunk, Petrified Dragon Ball, no, we need those. Și din nevergire, da, statuia asta nu pot să trec, că nu mai am. Aici ar fi un cufăr și încă un căcat. Pentru că, bineînțeles, noi undeadii, nemorții, nu putem să sărim prin crepături sau să escaladăm ziduri, no. Ne folosim ușile! Și am ajuns! Am ajuns. Și pentru că am vorbit cu amicul nostru, putem să-l sumonăm. Yay! Ok, ce armă ne trebuie la nevastă sa? Aș vrea să folosesc mastodonul, halebarda, pentru range, da, cred că trebuie. Arcul n-o să folosim, trecem pe scutul mare. Ești gata? Sufletește! Cred că e un foc de tabor pe zonă pe care l-am ratat, dar... Well. Man Scorpion Tark! Ok. Omul Scorpion. Ala, și putem să o fac... Am uitat că face asta. Putem să facem să atace stâlpul ăsta cumva. Nu, aici sunt. Căcat, nu cu ălea. Vrei să nu mai ataci cu magie? Zda mă. Și să vii aici. Lasă-l tu pe Tark. Vine aici, vreau să facem copacul ăla și da, am 16 frame-uri. Aici. Poate n-ar trebui să-l iau pe Tark. Zgurea mă-ți cu magiile tale. Wow, ce damage! E atenți după nori. Unde ești?
Hai. Fix pe mine, up! Dar l-am dat jos! Bun, asta vreau, acum să fugim. Ca niște pusiz. Niște pis de fricoază. Nu. Ai milă! Ai milă de un om care... Oh, nu, repede. Bea. Mama mătii de frame-uri. Se pare că Tarx descurcă foarte bine la... A nu face mare lucru. Hop! Acum! Mane frame, că nu vrem să stăm. Am devenit lagă, E vreo că pot să dau două atacuri, dar stai și după aia să fug ca un frigoaz. Ok, surița ta, mă rup. Mă doare undeva de ea. Tarx, fă-ți treaba! Scorpion în znașca. Știi ce? Vreau să-mi iau... auzi, easy. A fost relativ ușor cu Tarx. Vreau să-mi iau inelul să văd dacă vorbesc între ei, dar am uitat. Și ce era aici? Flame Butterfly. Wow. Wow. Mă gândesc că putem să ne ducem să vorbim cu Tarx acum. După ce o să găsim focul de tabără. Mai era ceva pe aici? Nu, decât ăla. Un Flame Butterfly era acolo sus. Acum știm. Crap. Și nu am terminat cu secțiunea asta, parcă. De ce zomie de loc unde ar putea să fie uși secrete? A? Și ticoloș după fiecare strâmb din ăsta? Dacă e un ticoloș pe aici... Da, trebuie să fie un foc de tabără. Trebuie, e obligatoriu, nu? Un foc de oase, nu de tabără. Ok, acolo pare să fie. Și când am zis că trebuie, chiar am vrut să zic să mă ref... What the fuck? E apă. Ok. Serios, niciun foc de tabără între ăsta și ăla. Mastodonul. Dar ăsta are armură mai veche decât celălalt. Scuze-mă un pic. Ce? Oh, fuck! Mă, n-am băut prea multe... Estus Flask, cât unul... Nu, pare ușă. Poate era ușa acolo, pe drum. Nu-mi dau seama. Acolo, cred... acolo, dorf. Must be. Ne-a văzut dorful! Nu suntem în apă unde nu putem să facem mare lucru. Nenea Dorf cu Dita Maciocanu. Hai dă-mi să atar și să nu omor frame-urile. Backstab. Te pui cu halebarda mastodonului. Sincer, mă așteptam să atace diferit, dar văd că tot împunge și el halebarda asta la inamici. Tu! Sincer, nu mă așteptam să fiu un mimic. Hai, coțul meu, mimic. Hai, mimic. Iuuu, te fac. De când scuipați voi chestia? Dark Leggings, Blood Scorpion Stinger. Foc de tabără. Bun, cum ne întoarcem să vorbim cu Nenea Scorpion, tata lor. Vedem dacă zice ceva diferit. Ar trebui să zică ceva diferit. Mai am luat nevasta. Și am luat sufletul. Să facem o armă din el. Sau o magie. Că e o magie. La ce atacuri avea. Vedem. Ne-au căcat că nu e aici. Gogule! Vreau să zic că ți-ai omorât nevasta. Mă gândesc că o să ne întâlnim cu el mai târziu în altă locație. Dar nu, Gogul nu e aici. Adică am avut în vedere că l-am subonat și după aia a plecat undeva. Mă gândesc că are sens, dar mă așteptam să fie aici. Poate după ce ne ducem la foc, poate. În fine, avem puncte ca să... Ne mai trebuie un pic.
Ca să ne luăm două puncte de atribute, avem XP, ca să ne luăm două suflete, nu XP. Totul se vânează, sufletele costă tot. A, da. Ne mai trebuie, punem arcul, nu ne punem arcul pe armă. Ei, controle, 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 controle. Bun. Să vedem dacă avem destul. Avem 5 Brave Warriors, da? 5 Brave Warriors, cred că e destul. 23... 46 ar trebui să fie, da? Hai, mai luăm unul. Oricum o să crească, nici de-aia. Cât ne dă ăsta? 5.000! Mai avem încă 20.000 acolo. Bun! Bine de știut. Nu! Crezi, that bun. Am luat ceva? Nu cred că am luat un bone shard. Bearer of the curse. Bla 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 bla. Și așa mai departe. Aș vrea vitalitate totuși. Vreau și dexteritate totuși, dar dexteritatea nu e ceva care mă ajută. Adică direct. Să mă coste multe sufletele să-mi iau armele pentru aia. Ia, hai, am zis că facem, de fapt. Cu strength-ul stau bine. Teoretic. Da. Ok. Și apoi mergem la... Asta e că n-am întâlnit a doua persoane care ne face suflet. Ok, mergem la... amicul nostru. Straight Silk. Vedem dacă are ceva suflet pentru noi. Și prin suflet... mă refer... Oh. Mă refer la arme de boș. Chemata. Nu dăm un straight, că straight ne trebuie. Chemata. M-am întrebat de zilele astea, o să vă curăț eu permanent. Urât mai ești. Well, this is a most twisted soul. Very good. Prepare to peer straight into... Ah, da, 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 trade. Nu? Ah, Mita's Bent Blade. Requires item Mita the Baneful Queen Soul. Cine n-ai bărat Mita? Poate aia. Belfry Dragon sau magii. Ah, da, Nacha. Nachka. Soul Shower! Cu ce dădea aia după noi? Pentru că nu folosim magie încă, ne trebuie 22 inteligență, 35 inteligentă pentru Heavis. Yeah. What is it? What are you? Dagger. Okay, nu ne trebuie dagger. Mai avem Giant Stone Axe, 45 strength. Dar switch 160 damage numai cu bonus la strength, pat de, ne. Barb Club am luat-o, Gargoyle Trident, 15 și 25 de dexteritate, Dragon Riders Halebard, 190, împărțit la 90 magic și 100 physical, n-ar fi rău, dar parcă am luat altceva cu ea, Dragon Rider Great Shield, Pursuerul, Shielded Crossbow, Dragon Rider Bow l-am luat, Dragon Rider Twin Blade. Mi-am luat? Da, cine am luat de la... A, bă, dă! Asta am luat de la Dragon Rider. Arcul. Hai, barda! Asta 90 damage, e totuși destul de mult, adică... Bidentul... Really? Ai, suliță, na. Bidentul Gargoyle e numai 100 damage. Roaring Halibard e 172. 100 Dark Damage, în fine. Sper că v-a plăcut setul, îmi cer scuze pentru performanțele PC-ului meu, dar nu-i numai vina lui, adică în unele zone merge bine, în altele zone nu merge bine. Da. Și data viitoare... Bine. Nu. Doors of Pharos. O zi bună! Vreau să zic ceva la final, dar n-am nimic, I'm out. Așa că...